Plouă. Unul din dezavantajele în a avea un câine e că trebuie să-l scoți afară indiferent de vreme. Indiferent că plouă, că ninge, că nu ai chef, tot trebuie să-l scoți afară. Ce salarii au programatorii și vedem diferite sume pe la televizor sau chiar și pe YouTube și tot felul de rețele de socializare. Există chiar și site-uri dedicate pentru asta. Și o să vedem cum se compară media oficială cu salariile mele pe care le-am avut eu în domeniul ăsta și o să facem o comparație cu media salariului net în România. Să vedem cum stăm noi ca programatori, care e tendința în domeniul ăsta. Cresc salariile în IT sau rămân la fel de la an la an? Toată lumea știe că programatorii au salarii mari. Hai să vedem dacă e chiar așa. Vreau să pornim o discuție aici în comentarii, bazată pe subiectul ăsta, să vedem, considerați salariile astea ca fiind salarii mari sau salarii normale? Subiectul ăsta despre salarii e un subiect tabu și nu văd multă lume să vorbească despre salariul lor. Cel mai probabil pentru că contractele pe care le semnezi îți specifică confidențialitatea lor. Vreau să fac o pauză aici, să vă arăt niște date pe care le-am luat de pe Institutul Național de Statistică, INSSE.ro. Cu verde am trasat traiectoria salariului mediu net în România din 2015 până în 2018. În 2019 nu există date. Iar cu roșu am trasat traiectoria salariului mediu net în IT din 2015 până în 2018. Salariul mediu net în România a crescut cu 783 de lei, pe când salariul mediu net în IT a avut o creștere de peste 1300 de lei. Hai să ne întoarcem la subiect și să vedem de unde am început eu, care e experiența mea și cu cât am fost eu plătit în ultimii 5 ani de zile. Primul loc de muncă pe care l-am avut a fost la o companie mega dubioasă, se chema Kera Business Center, ceva de genul. Aici m-am angajat ca web developer. Practic făceam site-uri pentru diferite companii pe care patronul meu le deținea sau le tot deschidea prin diferite țări. La vremea aia mi se părea genial că pot să lucrez înainte să încep facultatea. Practic m-am angajat direct din liceu, imediat după ce am terminat bacul, direct cu cunoștințele din liceu. Făceam chestii în PHP pe atunci și front-end în HTML, CSS, chiar mai lucram cu niște CMS-uri gen WordPress, Joomla. Mi se părea că șmecher, când de fapt, tot timpul ăsta cât am muncit acolo, nu am făcut decât să-mi neglijez facultatea și am intrat în anul 2 de facultate cu 4 sau 5 restanțe. Eram la limita repetării anului. Cu cât eram plătit? Păi primul salariu a fost de 1200 de lei. Asta era în 2014-2015, eu abia ieșeam din liceu și era enorm de mult de atunci pentru mine. După primul an de facultate, în vara aia am fost în America cu Work and Travel. Știu, ați auzit și voi de programul ăsta, ideea e că toată lumea crede că face o grămadă de bani, super tare, pentru mine nu a fost. M-am întors de acolo cu datorii de 2-3 mii de dolari și noroc de părinți că m-au ajutat să-mi plătesc ratele. Acum ajungem la final de 2015, când am aplicat la Continental în noiembrie pe un post de Working Student Embedded C Developer. După câteva interviuri și o perioadă lungă de așteptări, m-am angajat prin martie 2016. Inițial am fost angajat part-time pe 6 ore, apoi am lucrat full-time pe timpul verii. Salariul era undeva de 1600-1800 de lei. La fel, mi se părea foarte mare pe atunci, mai aveam un bonus al 13-lea salar, care adunat mai erau 100 de lei în plus pe lună, să spunem. După cum spuneam, eu în perioada 2014-2015 eram plătit cu 1200 de lei. Dar eram la început de drum, eram un puști și nu știam prea bine ce fac. Am ajuns în 2016 la final și eu aveam un salariu net de, după cum am spus, 1600-1800 de lei. Mă situam undeva pe aici, cu mult sub media programatorilor și chiar sub media salariului net național. Interesant, nu mă așteptam la asta. La Continental nu am stat foarte mult. După niciun an acolo, mi-am dat demisia și nu pentru că aș fi găsit un post mai bun în altă parte, ci pentru că iar îmi neglijam facultatea. Reușisem să iau câteva restanțe, eram pe calea cea bună, dar începea anul 3, de acum era ultimul an, aveam licența și am zis că asta e, îmi dau demisia și termin facultatea. Mi-am dat demisia și am stat exact o lună acasă până am văzut un post liber la Bitdefender. Deja duceam lipsa banilor, cu facultatea mă pusesem oarecum în ordine. Și văzusem deja cât de plictisitor e să mergi la cursuri. M-am dus, am dat interviu, am intrat, am stat la Bitdefender 2 ani și 6 luni, aproximativ, nu știu exact. Salariul pe care îl vroiam eu la început acolo, vroiam să-l negociez să fie undeva între 2200 și 2400 de lei, numai că ei mi-au spus atunci că nu negociază. Mi-au pus oferta în față și am acceptat, era undeva pe acolo, prin zona aia. În aceștia 2 ani la Bitdefender, cât am stat,
am evoluat exponențial, părerea mea. Aproape toată experiența mea de programator aici s-a închegat. Încă nu mă consider un programator excelent, dar în timpul ăsta am reușit să-mi termin facultatea, am luat licența, m-am înscris la master și salariul a crescut odată cu mine. În perioada asta am avut două măriri, una la 6 luni și alta la 1 an jumătate, deci practic după 1 an de la prima mărire. Eram aproape și de a treia, dar n-am mai avut ocazia. Înapoi la grafic, v-am spus că la Bitdefender am început cu un salariu între 2200 și 2400 de lei. Mă situam exact pe media salariului net în România. Am luat o pauză și am căutat niște comunicate de presă din anul acesta și am găsit un comunicat de presă pentru câștigul salarial mediu din august 2019. Dacă în perioada 2018 salariul mediu net în România era de 2642 de lei, în august 2019 salariul mediu net nominal a fost de 3142 de lei. O creștere de 500 de lei. Din păcate, nu am găsit date pentru salariul mediu net în IT în 2019, dar judecând după date, mă aștept ca salariul mediu net în IT să crească și el cu măcar 500 de lei. În perioada 2017-2019, venitul meu ca salariat în domeniul IT a avut două creșteri. Situându-mă exact în zona dintre salariul mediu net în România și salariul mediu net în IT în România. Și acum, după Bitdefender, sunt la Amazon. Nu am să dau foarte multe detalii aici pentru că sunt foarte multe aspecte. Companiile de genul ăsta au alt fel de pachet salarial. E împărțit în 3. Salariul de bază, bonusul la angajare și acțiunile. Salariul de bază, adică banii pe care îi primești tu efectiv în mână, salariul tău. Bonusul la angajare diferă foarte mult. Știu persoane care au primit un bonus odată la primul salariu o grămadă de bani. Știu alte persoane care au primit la primul salariu 50% din suma respectivă, apoi în al doilea an i-au dat restul de bani. Al treilea beneficiu la pachetul salarial sunt niște acțiuni pe care ei ți le oferă. Deci au practic niște acțiuni pe care vor să ți le dea și este un beneficiu în plus. Înapoi la grafic, vreau să vă spun un lucru legat de graficul ăsta. Toate sumele pe care le vedeți aici am luat din niște comunicate de presă de la Institutul Național de Statistică. Am să pun în descriere linkurile. Ideea e că sumele astea sunt din categoria J din secțiunile CAEN, care definește activități economice naționale, iar subsecțiunea J, care se numește Informații și Comunicații, cuprinde mai multe decât domeniul de activitate al programatorilor și mă aștept ca programatorii să fie cei care ridică media salariilor în sus. Deci, după mine, media salariaților în IT ar trebui să fie mult mai mare. Pe mine unul m-a surprins graficul acesta, nu mă așteptam să arate așa, dar vreau să-mi spuneți voi, părerea voastră.